află pe drumuri, prin gări, prin tot felul de sate părăsite, dorm prin case părăsite, dar știm cu toții, am mai spus-o și pastorul Vasile, că moartea nu este punctul final. Punctul final este întâlnirea cu Hristos. Și îmi doresc foarte mult ca noi toți cei care și așa am avut de trecut prin foarte multe necazuri, să ne aducem aminte de Dumnezeu ori de câte ori ne va fi greu în viață, ori de câte ori ne vom confrunta cu tot felul de situații ușoare și bune, exact. Să ne aducem aminte de Dumnezeu oricând, deoarece ziua de mâine nu este garantată nimănui. Și vreau să-i mulțumesc pe toți ai noștri băieți care au sosit. Vreau să le mulțumesc și dumneavoastră, doamne Tamara, și tuturor acelor băieți care au avut inimă și au venit și ne-au ajutat să-l mormântăm pe Vitalie. Vreau să-l ajut în deosebire, să-l mulțumesc pe Ionuț Coca, care ne-a ajutat financiar. Vreau să-i ajut pe toți acești băieți care, punând mână de la mână, am adunat o sumă, poate nu o sumă importantă, dar o sumă considerabilă pentru a organiza funeralele. Vreau să vă mulțumesc pentru că nu ați rămas indiferenți față de Vitalie, deoarece, într-adevăr, a fost un băiat extraordinar, a fost un băiat muncitor, a fost un băiat, dar așa i-a fost sortit. Dumnezeu știe de ce se întâmplă toate aceste momente, Dumnezeu știe care este finalul tuturor acestor momente, noi însă să nu disperăm. Vreau să încurajez rudele, vreau să încurajez pe Irina, pe fratele Alexandru, pe cealaltă Andrei, pe cealaltă Irina. Vreau să vă spun să fiți tari, deoarece viața dumneavoastră continuă și acest defunct este doar o mărturie că noi ar trebui să ducem un alt mod de viață. Să ducem un mod de viață cu frică de Dumnezeu, cu gândul că oricând se poate sfârși și viața noastră. Vă mulțumesc, fraților, că ați venit și că ne-ați ajutat cu aceste funeralii. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și Hristos a înviat.